Unii vasluieni s-au obișnuit să meargă an de an în stațiunile unde s-au simțit bine. Eu sunt pensionată la limita de vârstă din 2010 și mă număr printre pensionarii care merg în fiecare an în stațiune, profitând de acest avantaj al pensionarului micuț, nu? Dar în fiecare an am mers în stațiune. Pe baza biletului de la casa de pensie, da. Și unde mergeți de obicei? În Felix, acolo am fost și acolo m-am obișnuit, am niște probleme de reumatism și mă simt bine cu apa termală. Și acolo am mers. Am observat îmbunătățiri, da, și acolo merg. Când am fost în stațiune, am fost la Bălțătești, e multă lume venită, dar spiesele mici. Și dacă ai 6 milioane sau 7 milioane și dai 3 n-ai, au noroc acolo să dă mâncare la... Mâncare bună de acolo. Dar sunt interesați pentru că toată lumea e bolnavă, mai ales la noi predomină reumatismul sau, nu știu, dar în special femeile bolnave. Casa Județeană de Pensii eliberează în această perioadă biletele pentru luna aprilie. Am început să distribuim biletele de tratament. Acum chiar distribuim biletele pentru seria din 3-4 aprilie, unde avem alocate un număr de 67 de bilete la un număr de 160 de cereri. Cele mai solicitate stațiuni sunt în continuare Nicolina, Vatra Dornei și cele de pe litoral.